Apariții surprinzătoare la mitingul Kamalei Harris. Fostul președinte american Barack Obama a fost introdus pe scenă de Eminem, care a ținut un mic discurs în care și-a exprimat susținerea față de candidata democrată pentru Casa Albă. Fostul președinte a fredonat chiar o parte dintr-o piesă a rapperului american spre încântarea publicului. I think Vice President Harris supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected and upheld. And here to tell you much more about that, President Barack Obama. Rapperul american Eminem a participat la un meeting pentru campania prezidențială a Kamalei Harris în orașul său natal, Detroit. Cu această ocazie, Eminem a îndemnat oamenii să iasă la vot. Ulterior, rapperul l-a prezentat pe fostul președinte american Barack Obama, care a urcat pe scenă în ritmul piesei Lose Yourself. Înainte de a cânta versurile piesei din filmul semi-autobiografic al rapperului, Barack Obama a făcut o glumă reușind să capteze toată atenția publicului. My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. Apariția fostului președinte american umăr la umăr cu rapperul Eminem vine cu doar câteva zile înainte ca votul anticipat să înceapă în Michigan. Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe data de 5 noiembrie, atunci când americanii vor avea de ales între democrata Kamala Harris și republicanul Donald Trump.